Bună ziua și bine v-am găsit în fața micilor ecrane. Anul 2016 stă sub semnul maimuței de foc, conform zodiacului chinezesc. Energia acestei zodii ne stimulează creativitatea, puterea de a fi noi înșine și ne încurajează să ne emancipăm, să evoluăm. Iar noi vă propunem în clipele acestea să urmăriți mesajele noastre. Bilanțuri și planuri. Anul 2015 a fost bogat în evenimente pentru una din cele mai active mișcări obștești din Republică, Uniunea Moldovenilor. Perioada răcelilor e în toi. Simptome, tratament, cum să le prevenim? Recomandări ale medicilor epidemiologi din Republică. Auzit am din bătrâni. În aceste zile de iarnă, o șezătoare cu acest generic a fost prezentată în satul Gâsca. Anul 2015 a fost bogat în evenimente pentru una din cele mai active mișcări obștești din Republică, Uniunea Moldovenilor. Festivalul Mărțișor, Hora Toamnei, Cartea e Sufletul meu, Biruința din 45, Penița Toamnei, Fântâna, Izvorul Vieții. La aceste și multe alte activități au participat mai bine de 400 de adulți, mii de copii și tineri, cei care își iubesc cultura, limba și baștina. În anul ce s-a scurs, au fost realizate o mulțime de idei menite a păstra poporul moldovenesc ca etnie, a dezvolta cultura, limba și tradițiile lui. Prin intermediul lor, generația în creștere a făcut cunoștință cu bogăția spirituală a neamului, cu noi talente, oameni de creație. S-a alăturat la tot ce-i frumos. Sunt foarte bucuroasă că astăzi pot să-mi exprim bucuria și fericirea pentru că am participat personal la toate acțiunile și mai ales la cea care ne-a făcut cununa. Doar noi știm că anul acesta a fost un an jubiliar pentru biruința noastră și Uniunea Moldovenilor încă din 2014, 9 mai, a început o acțiune care s-a numit Biruința din 45. Pe parcursul anului, membrii Uniunii Moldovenilor s-au întâlnit cu veteranii Marelui Război pentru apărarea patriei, cei care ne-au adus biruința. Și în Ciobruciu, și în Grigoriopol, Tașlâc, Butor, și în Podoima, Kamenka, și în Slobozie, și la mulțimatul nostru scriitor și membru de onoare a Uniunii Moldovenilor, Petru Danici. Am fost extrem de emoționați, văzând cum acești oameni care au trecut prin foc, prin războiște, au ajuns la zilele noastre ca să ne mărturisească despre adevărul cel crunt care a fost. În 2015 au avut loc și activități cu conținut ecologic. E vorba despre Fântâna Izvorul Vieții, o acțiune de proporții republicane. Fiecare dintre noi înțelege. De păstrat fântânile, de păstrat izvoarele. Este unica soluție pentru a ne păstra apa și existența noastră. De aceea noi am început doar această acțiune în anul 2015, iarăși împreună cu Televiziunea Nistreană și Ziarul Adevărul Nistrean, ca să aducem la cunoștință că fiecare dintre voi în sate, în raioane, în orașe, aveți astfel de colțișoare unde mai păstrăm cu atenție, cu grijă, izvoarele, fântânile, ne chemați și noi înfăptuim acțiunea împreună cu voi. Un succes mare a avut în 2015 concursul mărțișoarelor. Desigur că a fost o inițiativă foarte bună din partea lui Valerian Tulgaraș și noi am înfăptuit-o la 1 martie. La 1 martie am chemat absolut toate școlile, așezămintele locale, chiar și colegiile din Tiraspol, care au participat la sărbătoarea Mărțișorul 2015. În centrul orașului a fost extraordinar de interesant, fiindcă fiecare și-a adus atributele, adică fel de fel de mărțișoare, confecționate și personal, poate și împrumutate de undeva. Varietatea mărțișoarelor aduse la expoziția Iar Maroc a încălzit inimile și a ridicat dispoziția celor prezenți în scuarul de volan. Acțiunea dată va deveni tradițională. Nu este uitat și alt proiect. Cartea e sufletul meu. E o acțiune importantă. Noi știm că tinerii noștri mai mult se computerizează, dacă ar zice așa, și cam lasă cartea într-o parte, iar cu această acțiune noi îi chemăm să înțeleagă că cartea este un izvor viu de cunoștințe.
La această acțiune, cu un mare entuziasm, au participat tinerii din satul Lungă, raionul Dubăsari, elevii școlii medii numărul 3 din Dubăsari, tineretul de la 2 bani. Poporul nostru, moldovenii noștri, sunt atât de harnici și au întreprins atâtea acțiuni în cadrul lucrului Uniunii Moldovenilor, că cred că nici o oră de etern nu mi-ajunge ca să vă aduc aminte despre cele înfăptuite. În fiecare an, în luna ianuarie, în Biblioteca Centrală sunt desfășurate variate serate literare dedicate luceafurului poeziei noastre, Mihai Eminescu. În 2015 s-au împlinit 165 de ani de la nașterea poetului și noi, într-o ferie a cântecilor pe versului poetului, clipe computerizate și un memorandul prin aprinderea lumânărilor, l-am memorat pe Mihai Eminescu. Studenții Universității de Stat Nistrene, în special Facultatea de Filologie, cu mare plăcere, se alătură la toate acțiunile cu conținut patriotic. Alinierea la drapel este una din ele. Concursanții au fost undeva la vreo 100 și ceva, de diferite naționalități, dar, știți, laureați totuși au devenit ai noștri. Irina Platica, Diana Osaci, care Maxim Mihailov, poetul nostru, care au devenit pur și simplu premianți acestui concurs, au venit cu poeziile proprii și au participat în concursul poeziei dedicat, desigur că anului biruinței. Uniunea Moldovenilor în 2015 a reușit să realizeze multe proiecte și acțiuni. Au multe planuri și pentru 2016. Iar acum despre sănătate. Suntem la mijloc de iarnă. Este perioada favorabilă pentru apariția răcelii sau gripei. Există peste 200 de viruși care le cauzează. Care este statistica și prognozele la tema dată, cum să le prevenim și ce să întreprindem în caz de boală? Medicii susțin că la noi în țară totul e la control. Numărul pacienților n-a crescut esențial față de perioada analogică a anului trecut. În primele săptămâni de la anul nou se sesizează o creștere a cazurilor de răceli printre maturi și copii. Este legat acest fapt de zilele de sărbătoare. Mulți au mers în ospeție, a crescut și numărul și oamenilor în ietate. Chemăm oamenii să fie grijulii față de sănătate și neapărat să se vaccineze la timp. Doar că s-a transferat un pic sezonul răcelilor. Dacă anterior era în noiembrie-decembrie, în anul acesta el este simțit în luna curentă. Cei mai frecvenți pacienți acum sunt copiii. Atunci când un copil se îmbolnăvește, el trebuie să poarte mască și să fie efectuată profilaxia în încăpere. Nu se permite să meargă la școală dacă are simptome de răceală, deoarece infectează pe cale aeriană și alți copii. Profilaxia infecțiilor virale poate fi nespecifică și specifică. Prima ține de vaccinarea copiilor și alta este orientată spre întărirea sistemului imunitar al organismului, și anume alimentația balanțată, bogată în minerale, proteine și vitamine. În perioada de toamnă-iarnă, când sunt mai puține produse naturale, noi recomandăm un complex de vitamine, în special vitamina C. De asemenea, un moment important este ca micuții să consume cât mai mult lichid cald, deoarece acest lucru contribuie la eliminarea toxinelor, virusilor, bacteriilor din organism. Cetățenii nistreni cu atenție își păstrează sănătatea. Ei sunt atenți la ce consumă, cum se îmbracă și îndată se adresează la medic. Acum mă duc la medic pentru a exclude bronșita și alte maladii. În grădiniță mulți copilași s-au îmbolnăvit. Desigur că timpul a contribuit la acest lucru. Rar ne îmbolnăvim, dar acum, din cauza timpului schimbător, un pic a răcit și neapărat mergem la control la medic. Medicii epidemiologi din Republică de asemenea remarcă în prima jumătate a săptămânii curente au fost înregistrate 2 cazuri clinice de gripă. Pentru a micșora riscul de molipsire în țară au fost imunizate circa 4.000 de persoane. Încă 4.000 vor fi vaccinate în viitorul apropiat. Situația e favorabilă. Mai multe cazuri sunt registrate în orașul Tiraspol, în capitală, pentru că aici pe loc sunt mai mulți medici și acces la populație mai bun decât în raioane. Apogeul contaminării cu infecții respiratorii virale acute se așteaptă către sfârșitul lunii ianuarie și în primele săptămâni ale lui februarie.
Avem vaccin de ajuns, ajunge pentru a vaccina toți care doresc și se face gratis vaccinarea. Persoanele care suferă de răceală pot manifesta și febră ușoară, dureri de cap sau oboseală. Simptomele apar la una sau două zile după ce a fost contactat virusul și se agravează treptat. Unele tipuri de răceli pot dura în jurul la două săptămâni. De aceea trebuie timp, lecuire, profilaxie și să nu uităm accesoriile vestimentare principale când ieșim afară. Timp de iarnă, gerul afectează structura firului de păr, făcându-ne să depunem un efort esențial pentru a obține efectul dorit, un păr îngrijit sau o coafură ideală. În continuare, venim cu sfaturi privind protejarea părului timp de iarnă, hidratarea, balsamurile sau măștile. Podoaba capilară, în special la femei, este unul din elementele principale ale frumuseții. Ne preocupă mereu lungimea părului, culoarea și tipul. Pe lângă partea estetică există starea sănătății și aici vine specialistul cu recomandări cum ar fi măștile. Păr natural, eu aș recomanda pentru rădăcini, anume pentru că rădăcina slăbește în timpul iernii, eu aș recomanda gălbenuș de ou cu ulei de măsline și câteva picături de lămâie. Pentru rădăcini, adică de făcut consistența asta, se pune pe rădăcinile părului, se ține jumătate de oră, o oră, adică cum, după structură, după cum e traumat, adică, dar mai bine la o oră se ține. Pentru lungime se recomandă mai multe uleiuri. Uleiurile mai captele părului și, adică mai ușor și se piaptănă și este protejat. Dacă, adică nu toți pot să-și permită cosmetică profesională, se poate de și acasă cu ulei de măsline, adică două picături, adică nu mult, pentru că părul se îngrașă repede. Temperaturile scăzute pot afecta părul acesta devenind aspru, uscat și fragil. Așadar, în timpul iernii, părul are nevoie de îngrijiri speciale. În timpul iernii nu se recomandă să spele capul des. Pentru că, desigur că mai îmbraci căciulă, ar fi bine să fie cofura gata, dar nu se recomandă pentru că părul se îngrașă și mai repede. Hidratarea firului de păr este foarte importantă în sezonul rece, așadar trebuie să folosiți măștile și tratamentele speciale pentru regenerare. De cele mai intense tratamente de îngrijire are nevoie părul vopsit, deoarece din cauza frigului el își pierde strălucirea și culoarea. După fiecare spălare trebuie folosit un balsam sau o mască, în funcție de faptul cât de deshidratat este firul. În cazul în care este foarte deteriorat, trebuie folosită o mască naturală, ea nu cere mari cheltuieli și este foarte eficientă. Părul iarna are tendințe de uscare, vârfurile sunt și ele afectate și trebuie tăiate o dată în lună. La fel este indicat să-l purtați prins. O dată la două luni ar fi normal de frezat. Ca tare se recomandă o dată în lună, dar nu toți. Nu toți au posibilitate, care nu vor, care vor să crească părul mai lung și de aceea măcar o dată la două luni, câte un centimetru măcar pentru ca să reînnoiască capetele. În timpul sezonului rece nu este indicată folosirea plăcii, deoarece grăbiți arderea părului. Nici uscarea cu fenul nu face bine, lăsați-l să se usuce natural pentru că va fi mult mai sănătos și va avea mai mult volum. M-am dezis de plată deoarece îmi cădea tare părul, s-o mărărit. Și alimentația are un rol important în menținerea unui păr sănătos și frumos. O alimentație echilibrată și bogată în minerale, în special în zinc și magneziu, va contribui din plin la protejare. Este important de reținut că puloverile pe gât și căciula de lână pot provoca electrizarea firilor de păr, ceea ce poate duce la deteriorare. Secretul este că trebuie purtată o eșarfă fină de bumbac pe sub căciulă sau pălărie. Timp de iarnă totuși prefer să port cușmă, fular, deoarece afară zăpadă, înghețuri și rădăcina trebuie să protejez. Dar să revenim la frumusețe. Iarna are și ea tendințe, care le aflați de la meșterul în arta coafurii, Marina Reșetnic. Totul individual, care e și cum dorește, adică. Dar mai mult e în culori mai întunecate, adică. Dar poate să fie cu ceva, cu șuvițe. Se țin totuși mai mult de păr culoarea naturală. Se vopsesc, adică, într-un ton, cum e părul natural însuși.
Pentru femeile mai în vârstă, desigur că părul este mai problematic, pentru că este mult păr sur și de aceea ele... Dar ca tare, categoria totuși este pentru, mai pentru păr natural, adică să fie vopsit, dar în tonul natural. Reiese că totul trebuie să fie într-un echilibru și armonie, atât alimentarea, îmbrăcămintea, igiena și neapărat frumusețea. Cel mai important pentru noi este folclorul. El formează arhiva poporului nostru, a spus Alecu Ruso. În satul Gâsca cunosc această afirmație a scriitorului clasic. Aici, la sărbătorile folclorice, participă de la mic la mare. În aceste zile de iarnă, la o șezătoare cu genericul Auzit am din bătrâni, a fost prezent și grupul nostru de filmare. Fiecare om își iubește vatra părintească, cultura, obiceiurile, tradițiile neamului. Locuitorii satului Gâsca se mândresc că au gospodari harnici, ospitalieri, care păstrează cultura strămoșilor. Diana Bumbu, împreună cu sora, care își face de asemenea studiile la școala numărul 20, cu plăcere participă la activitățile cu caracter național ce se desfășoară în școală. Iubesc mult tradițiile moldovenești. Îmi place când la sărbători toată familia se adună în jurul mesei. Mama pregătește bucate naționale, plăcinte, mămăliguță. La noi în școală sunt de asemenea respectate tradițiile naționale. Îmi plac costumele naționale moldovenești. Niciodată nu ratez ocazia să evoluez la concerte, diverse manifestări culturale cu caracter național. У нас школа, наверное, сегодня является поистине хранительницей народных традиций. Школа noastră este un adevărat păstrător al tradițiilor naționale, căci cotidian urmărim o activitate vastă în domeniul dat din partea elevilor, a părinților și, desigur, a învățătorilor. Muzeul școlii a fost creat grație tuturor sătenilor care nu sunt indiferenți față de istorie, trecutul satului. În școală sunt desfășurate diverse activități, șezători. La ele participăm cu toții, acesta fiind un bun exemplu pentru elevii noștri. Sătenii au participat la fondarea muzeului școlii. Ei sunt prezenți la activități, pe parcursul cărora le transmit tinerilor tradiții care reflectă viața spirituală la diverse etape istorice. Cum or să întâlnească copiii Sfântul Crăciun? Și ca să le aduc aminte cum în bătrâneță era. Cum trebuie să ținem post 40 de zile până la Crăciun, să pe urmă întâlnim Crăciunul, grămădim rudele, sâmbăm cu colindă. Trebuie să cunoască toate sărbătorile, dacă e Crăciunul, e Crăciun, cum să-l întâlnim, Paștele, cum e Paște, trebuie să știm cum să-l întâlnim. Sfântul Nicolae, hramul satului. Tot trebuie să-l facă hramul tot satul, să odihnească, să întâlnească toate rudele. Mai întâi să toți duc la biserică, în centrul satului, fac jocul mare, cum era înainte la bătrâni. Clasicii noștri tot au savurat din acest folclor și noi, și tânăra generație continuă să savureze din această frumusețe. Cu mare plăcere ascultăm cântecele populare moldovenești, jocurile dansăm și ne va fi mare rușine să nu păstrăm aceste tradiții frumoase. Vreau să felicit pe toți locuitorii Nistrenie cu sărbătorile de iarnă, să le doresc multă sănătate, fericire, bunăvoință și spor în lucru și o viață fericită. La festivitatea cu genericul Auzit am din bătrâni a fost făcută o legătură între generații, tinerii demonstrându-și dorința de a păstra și dezvolta tradițiile și obiceiurile strămoșilor. Să vă fie casă casă, să vă fie masă masă, iar în suflet numai soare! În continuare despre copii, pasiunile lor și cum trebuie susținute ele. Eroina noastră, Dasha Fiodorov, are doar 10 ani, învață în școala medie din satul Tașlâc și iubește mult cântecul. Posibil viitorul fetiței va fi și el legat de muzică. La moment, ea frecventează școala muzicală din raion și susține că pentru a avea succes e nevoie de multă muncă.
A venit ziua cea mare și cu ea o sărbătoare, sărbătoarea cea frumoasă, doar cu bine intră în casă. Muzica vesel răsune și aduce o veste bună, sănătate, bucurie, pace în suflet, armonie. Să ningă cu zâmbete și bucurii, să plouă cu flori și cu stele, și vântul să aducă pe aripi de dor norocul din visele mele. Mereu să aveți numai soare pe cer, mereu vreau să fiți fericiți, și dragostea mare mereu să o păstrați, mulți ani la mulți ani să trăiți. În familia unde este dragoste, înțelegere și armonie, se realizează toate visurile. În continuare vom vorbi despre o fetiță care crește și este educată într-o familie minunată de moldoveni. Învăț în clasa 4-a și am 10 ani și cânt de la grădiniță. Îmi place mult cânt cu acesta care l-am cântat astăzi, la mulți ani, o sărbătoare de iarnă când vin mulți oaspeți, mulți musafiri. Cred că avea vreo 6 luni când a venit un verișor de ei mai mare și bătea. Și eu am început să sar în sus și am văzut că are auz muzical. Pe urmă, în grădiniță, am început să cânte. Cânta să grămădeau prin prejurul ei toți copiii și o ascultau, așa le plăcea cum ea cântă. Și am văzut că are talentul ăsta și am încercat mai departe. Cu toate că Dasha are numai 10 ani, însă deja a reușit să participe la variate concursuri organizate în sat, raion, republică, unde a ocupat locuri de frunte. Ne-am gândit să o dăm mai departe la o școală muzicală care i-a plăcut vioara și sperăm că a să aibă un viitor plăcut care... Cred că darul este isodat de la bunelul meu, cred că. Eu nu îl țin minte, eu aveam 3 ani când a decedat, dar mama, bunica mea mi-a spus că el tare frumos cânta, avea un glas frumos. Daria pas cu pas merge spre realizarea visurilor sale. La moment are un spectru larg de pasiuni. Îi place muzica, dansurile, vocalul. Eu gândesc că este un dar de Dumnezeu, în primul rând, că dacă dar noi trebuie să ne stăruim să-l dezvoltăm mai departe, dacă fiecare prinde stărui pentru copilul lui să aibă un viitor în viață. Noi am văzut de micuț chiar atragere la muzică, la cânt și iar are atragere la muzică, la cânt și ne stăruim să-i dăm, să o îndrumăm, să-i ajutăm. Tășlâc, satul de baștină al Dariei Fiodorov, este bogat în oameni talentați. Aici trăiesc moldoveni care scot în lume cântecul dospit în căldura sufletului. E tare bine, tare frumos când șezi și o asculti. O ascultăm cu tății, cu părinții, de nepoții suntem tare bucuroși, să învață genii, cu minți, ascultători, tare și tare ne mândrim cu deși. Dașa la noi cu mincioare, e ascultătoare, ne ascultă, e des la noi vine, eu o duc la casa de cultură când are cu repetițiile, eu mă duc cu dânsa, o duc la școală, ne-o stărui să o ajutăm ca ea să știe ceva mai sus, să ridice. Poate și ne știi, poate și vă vedetă. La noi din familie o cântat tatăl nostru. Tare frumos o cântat, că tot satul știi. Mica noastră eroină dorește să le aducă oamenilor satisfacție sufletească. Însă pentru a deveni o personalitate puternică și o interpretă de forță, e nevoie de multă muncă. Atât pentru această ediție. Să aveți parte de niște zile de odihnă plăcute și o săptămână de muncă fructuoasă. Pe curând și vă așteptăm să ne fiți alături sâmbăta viitoare la aceeași oră. La revedere!